A fost un proiect la care au participat 5 țări. A fost conceput ca un festival de poezie la care au participat Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina și Germania. A fost organizat de o organizație culturală din Berlin, Panda Platforma, cu sprijinul câtorva organizații, Goethe-Institut, Ministerul de Externe German, care a finanțat proiectul ăsta. A fost un festival de poezie axat pe un spațiu pe care noi ne-am deprins să numim post-sovietic, dar nu este numai post-sovietic, este un spațiu în care s-a manifestat o anumită influență imperială. Și în special în contextul războiului din Ucraina, niște oameni s-au gândit cum poate fi depășită această influență imperială, cum poate fi decolonizat acest spațiu. Și unul dintre modurile în care poate fi decolonizat spațiul ăsta este prin intermediul poeziei. Pentru că unul dintre lucrurile pe care le face poezia este atât să reflecteze asupra experienței trăite, cât și asupra limbajului însuși. Și sarcina membrilor juriului selectați dintre scriitori și în principiu poeți, dar și eseiști din aceste 5 țări participante, a fost să selecteze câte un poet. Poeții au aplicat cu un text în limba originală, limba fiecăreia dintre țările participante, același text tradus în engleză și același text performat. Citit, recitat, cântat în diferite moduri. Unii au aplicat cu videopoeme. În funcție de țară au fost mai mulți sau mai puțini poeți care au aplicat. Deci, respectiv, unii membri ai juriului au avut mai multe de făcut, alții mai puțin. Dar până la urmă, fiecare membru al juriului a selectat câte un poet din fiecare dintre țările astea, și după aceea au existat timp de câteva săptămâni, înainte de pregătirea evenimentelor, o serie de ateliere de traducere dedicate fiecăruia dintre textele acelea, la care am participat și noi, membrii juriului, dar și ceilalți poeți. Ateliere de traducere în care fiecare dintre textele selectate pentru festival au fost traduse în toate limbile țărilor participante. Adică au fost traduse în principiu de poeții selectați. De exemplu, Dumitru Fanfarov, poetul din Basarabia, selectat pentru participare la festivalul ăsta, a tradus textele tuturor celorlalți patru poeți care au participat la festival în română. Și respectiv, poeta din Germania, Josefine Bergholz, a tradus în germană textele tuturor celorlalți poeți și așa mai departe. Andro Dadiani, poetul din Georgia, a tradus în georgiană textele celorlalți. Tatev Chakian, poeta armeancă, a tradus în armeană textele. Maria Ciuprinencu, poeta ucraineană selectată, a tradus în ucraineană și așa mai departe. Membrii juriului au avut și ei un rol în organizarea acestor ateliere, care au fost moderate de Nadia Telinciuc, care a fost președinta juriului și reprezentanta Ucrainei în această întreprindere comună a noastră, care a fost un proiect foarte interesant, ceea ce toate atelierele astea au fost organizate online și au fost modul în care ne-am cunoscut și am văzut cum putem lucra unul cu celălalt. După care a urmat o serie de evenimente. A început în Armenia, o lectură performativă în care cei 5 poeți selectați au performat împreună pe aceeași scenă pentru prima dată, după care au citit membrii juriului. A început, de fapt, în Georgia, după aceea în Armenia, după aceea evenimentul din Chișinău. Din păcate, din cauza războiului, evenimentul din Ucraina a fost găzduit de Berlin. A fost evenimentul german tot la Berlin și evenimentul final, încheierea proiectului. Deci trei evenimente la Berlin plus alte trei evenimente în alte trei țări participante. Cam așa a arătat proiectul. A fost o parte din ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a vrut să se arate a fost cum se poate
întâmpla ca cinci poeți să performeze împreună pe aceeași scenă și să performeze împreună succesiv în cadrul a cinci evenimente sau șase evenimente diferite. Toată munca din spate, care a fost o muncă enormă, a fost o muncă foarte diversă în fiecare dintre orașele participante și țările participante și toată munca din spate care a fost realizată cu sprijinul și a membrilor jurului și a organizatorilor a fost lăsată cumva în spate și evenimentele din fiecare oraș și fiecare eveniment în parte a fost diferit de celelalte. Sigur, a fost un nucleu comun, acest vârf al icebergului de care vorbești tu, dar acest vârf al icebergului a fost conceput anume pentru a fi arătat cu variații minimale în fiecare dintre aceste evenimente. Au fost și părți care au fost diferite de la eveniment la eveniment. În cadrul fiecărui eveniment au citit și membrii jurului și o serie de poeți invitați. Fie poeți care au aplicat pentru a participa la proiect, dar nu au fost admiși, fie poeți care au fost implicați în organizarea evenimentului și au apreciat din start ideea acestui eveniment și au decis să se implice. Au existat mai multe opțiuni în funcție de situația locală și organizarea evenimentului la fața locului, adică lucrurile au variat destul de mult. Și a fost prima ediție, asta țin să menționez. Nu știu cum va fi a doua, dar cei din Panda vor să organizeze și a doua ediție. Nu știu dacă vor fi aceleași țări, nu știu care va fi situația cu finanțarea, dar ediția din anul ăsta a fost o ediție pilot. În cadrul evenimentului ucrainean au fost câteva persoane care urma să citească pe Zoom din Kiev, dar chiar în ziua aceea fusese deconectată energie electrică din cauza bombardamentelor și au fost puse înregistrările cu care persoanele acelea aplicaseră pentru a participa la festival. Era vorba de poeți care vroiau să participe la festival, a fost selectat altcineva în locul lor, dar li s-a oferit și lor posibilitatea de a fi prezenți măcar așa virtual, dar nu au putut fi prezenți nici măcar așa. Pentru mine a fost surprinzător cât de receptivă a fost lumea la evenimentul însuși. A fost straniu să văd cât de puțini au aplicat. Mă așteptam să aplice mai mulți și să-mi fie mai greu să aleg pe cine să trimit pentru a participa la eveniment, dar când a aplicat Dumitru Fanfarov, mi-a fost clar din start că o să-l trimit pe el. Adică nu, din cei care au aplicat, nu vreau să dau nume, dar au aplicat destul de puțini, Dumitru era clar cel mai bun. Dar mă așteptam să-mi fie mai grea alegerea în contextul ăsta. Dar cei care au venit la eveniment, evenimentul mi s-a părut primit cu foarte multă deschidere și cu foarte multă curiozitate și toți cei prezenți acolo îi mâncau din ochi pe poeții care performau. Când a ieșit Androda Diani, de exemplu, din cămăruța aceea din spate și toată lumea, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și oscilau între ecranul pe care era proiectată traducerea și imaginea lui Andro în mască recitând în georgiană, pentru că în fiecare dintre poemele astea a fost citit, recitat, performat de fiecare dintre poeți în limba lui nativă. Adică poetul din Georgia a citit în georgiană, Dumitru a citit în română, Iosefine a citit în germană și așa mai departe. Asta a fost parte din ideea decolonizatoare a proiectului. Insistența pe fiecare dintre limbile participante la proiect, fără a încerca să impui o limbă comună, așa cum era, de exemplu, limba rusă în perioada sovietică. În mod normal, în perioada sovietică, s-ar fi insistat pe limba rusă și traducerea tuturor textelor în rusă și probabil toți poeții ar fi citit și ceva în rusă. Dar intenționat s-a încercat să se evite acest lucru în contextul războiului din Ucraina și în contextul unei reflexii mai largi asupra posibilității de a decoloniza acest spațiu.
Îți mulțumim mult, Alex Cosmescu, și sperăm că până la anul vom descoperi un nou Dumitru Fanfarov pentru acest proiect. Și eu sper.